Meteorologii atenționează că până pe 12 septembrie se va menține pericolul excepțional de incendiu clasa 5 cu caracter natural. În legătură cu avertizarea cod galben, pompierii îndeamnă oamenii să nu aprindă vegetația uscată și gunoiul menajer. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația să nu folosească focul în păduri, parcuri sau spații forestiere. În condiții de umiditate redusă, vânt și temperaturi ridicate, orice sursă de aprindere scăpată de sub control poate provoca incendii de proporții. În cazul în care sunt observate focare de ardere, oamenii sunt îndemnați să sune la numărul de urgență 112, pentru ca echipele de intervenție să poată lichida incendiile în faze inițiale, întrucât informarea întârziată poate duce la incendii pe spații extinse. Totodată se menține și avertizarea hidrologică. În râurile mici și bazinele acvatice din țară se va menține cod galben de secetă hidrologică. Agenții economici și populația este îndemnată să consume rațional sursele de apă.